Capitolul 6. Onoare? Aceasta cinstire? Nu poate fi onoare. E simplu. Astfel de gânduri ar trece prin mintea oricărei ființe umane. Așa e. Dar tu nu-ți dai seama ce cuvinte mi s-au spus, ce s-a spus despre mine și ce mi s-a făcut. A fost răutăcios, inuman, dincolo de cuvinte, nedrept, necinstit, mai mult decât ai putea crede. Dumnezeu nu ar fi autorizat o faptă atât de nemiloasă cum a fost chinul meu. Ar fi putut face El așa ceva? Da, ar fi putut. Adu-ți aminte, El a făcut lucrul acesta cel puțin o dată înainte. Oprește-te și gândește-te că a existat cel puțin o răstignire, mult, mult mai nedreaptă și mai brutală decât a ta. Totuși, Tatăl tău a planificat fiecare moment al ei. El a planificat aceasta chiar înainte de a pune bazele creației, răstignirea unicului său fiu. Acest gând nu e chiar așa de imposibil de înțeles, nu-i așa? El a creat circumstanțele necesare pe pământ și în cer pentru ca acest eveniment înfiorător să aibă loc exact așa cum l-a plănuit. Lasă-te condus spre acest fapt simplu. Trebuie să adopți o vedere complet diferită a răstignirii tale. A fost mult mai mult scop în ea decât ai observat tu la început, nu-i adevărat? Poate este mai mult bine în conținutul ei decât îți poți imagina în prezent. Dar trebuie să te supui autorului. Poți să-l vezi pe Domnul tău ca și inițiatorul răstignirii tale? Dacă da, pacea nu va fi prea departe. Ridică-ți ochii, privește-ți răstignirea. De fapt, nu este a ta deloc, ci răstignirea Domnului tău. Agonia și moartea sa au avut loc la un nivel mai înalt decât puteau să vadă ochii muritorului în acea zi întunecată sau în oricare altă zi de atunci. Ce ți s-a întâmplat avea scopul să fie un început magnific al transformării în viața ta. Circumstanțele care au dat nașterea acestei tragedii erau exact ce aveai nevoie. Acel eveniment infernal te-a dus exact în locul în care Domnul tău vrea să fii. Este un act al dragostei. Acceptă acest fapt, atunci acea zi va înceta să-ți mai fie urâtă. O scenă de coșmar, gânduri de care altfel nu vei putea scăpa. Fă din versul următor o rugăciune, un act suveran. Dumnezeul meu, care se revarsă din izvorul îndurărilor tale. Distrugerea? Un act al dragostei? O demonstrație a îndurării? Da, privește așa și îmbrățișează-o. Așa cum am spus, este o onoare să fii selecționat pentru a fi crucificat, dar numai dacă recunoști și cinstești suveranitatea Lui. Doamne, circumstanțele care au dus la răstignirea mea au venit de la Tine, nu de la oameni, așa cum am crezut la început. Tată, accept totul. Totul ca venind de la Tine.